Chiar în această scurtă vacanță de iarnă, pentru unii mai e vacanță, pentru că sunt copii în continuare în vacanță, ați observat că momentul în care s-a dat motivarea pentru sentința care i s-a dat lui Ilie Năstase, presa a fost scandalizată de faptul că Ilie Năstase a fost privit într-un fel sau altul de către judecători, tocmai prin prisma faptului că e mare. Că este Ilie Năstase. Dom'le, un mare tenismen, deci trebuia să-l privim cu clemență. De obicei, în asemenea situații, cel care este celebru are un plus de simpatie în fața publicului. Bun, din acest motiv însă, trebuie să vă încredințăm de la bun început că pentru noi doar adevărul ne interesează și nimic mai mult. Pe de altă parte însă, trebuie să vă recunosc că ultimul subiect pe care l-am văzut era chiar din 2000, acum un an de zile, un an, chiar 2 ani de zile, momentul în care dumneavoastră aveați un conflict din nou cu tatăl dumneavoastră. Era o declarație în urmă cu 2 săptămâni, l-a rugat să se trezească odată că femeia de lângă el și băieții i-au luat tot. I-am atacat soția perfectă care l-a făcut să mă urască, să mă uite. Are prin casă poze cu ea, cu fiii săi și nepoții ei, pe mine și pe copiii mei. Mă rog, domnul Codrescu ar fi folosit un cuvânt nela locul lui. Nu are nici măcar una, după care domnul Codrescu ar fi sunat și ar fi urmat o serie de jigniri, spunea Anca Codrescu, luându-se chiar de fica dumneavoastră mai mare. Mă rog, cu acuzații extrem de dure, că fata are relații de mic și așa, mică și așa mai departe. Ce s-a mai întâmplat de atunci? De acum 2 ani de zile, practic. Toate acestea s-au dat uitare, pur și simplu. Bun. Avem o relație foarte bună, am îngropat secera, cum se spune. Secura războiului, cum se spunea. Bun. Bine, bun. Haideți să vedem. Secura războiului, deci, fiindcă este tatăl meu. E tatăl dumneavoastră. Bun, aceasta ar fi de fapt știrea importantă, și anume că pacea la un moment dat a început să se așeze, ceea ce e un lucru foarte bun. Cum s-a petrecut acest lucru? Pentru că am citit tocmai acest material, pentru că se vedea că reacțiile erau extrem de violente. Bun, cum s-a întâmplat? Pur și simplu trebuie să, cum se spune, că Dumnezeu dă iertarea. Bun. Uitarea și iertarea. Bun. Aș vrea să știu, sunt de acord. Aceasta ar fi concluzia. Nu mă văduviți de poveste. Deci erați... Cine a făcut primul pas? Cum s-a întâmplat? Eu. Exact? Eu am fost la dânsul, și împăcarea a fost de anul trecut, nu de anul acesta. Bun. Ce ați făcut anul trecut? Pur și simplu am bătut la ușa dânsului și mi-a deschis-o și m-a... O secundă. Din câte știm, dumneavoastră locuiți în continuare în afara țării sau unde stați? Da. Sau... Lucrez în Spania. Da. Lucrați în Spania. Ce faceți în Spania? Sunt îngrijitoare de bătrâni. Foarte bun. Câți copii aveți? 2, major. 2. Mulți înainte. Bun. Mulțumesc. E în regulă. Și până în acel moment, ambasadele erau retrase. Nu vă puteați înțelege unii cu alții. Da. Bun. A fost o mică răfuială. Sau mare. Că la un moment dat a ieșit și pe presă. Se poate. Și divorțul, da, care pentru mine a fost o traumă și m-am speriat și mă rog. Când ați divorțat? Acum 4 ani de zile. 4 ani de zile. Bun. Și în vară ce ați făcut? Cum s-a petrecut această împăcare? Deci v-ați dus, i-ați bătut la ușă. Exact. Nu, am trecut iarna. Iarna trecută, da? I-ați bătut la ușă, da? Da. Și ce a zis când v-a văzut? Pur și simplu nu au trebuit cuvinte. Adică da, ați deci mai mi-au deschis înainte, ușa cu brațele deschise și... Deci ați anunțat că o să veniți sau pur și simplu? Nu. Nu l-ați anunțat? Nu. Știa că o să vin în vacanță, i-am spus... De ceva timp înainte l-am sunat și bine, i-am ținut legătura cu dânsul prin telefon. A, practic, dar când am venit că... la dânsul la poartă, nu am vrut să-i spun acel moment. Bun, o secundă. Deci, practic, exista o comunicare cu tatăl. Sigur, sigur. Dar existau persoane care nu încurajau această comunicare ca să nu mai bag bățul în gard, ca să zic așa. Adică nu era încurajat să aveți o relație, că totuși vorbea cu dumneavoastră, asta înțeleg. Bun. Da, deci știa că veniți. Bănuia... Nu știa ziua respectivă. Nu știa ziua? Spun că am vrut să-i fac o surpriză. Dar bănuia că urmează să faceți un pas? Eu cred că a simțit, la fel ca și mine, că am avut curajul să mă duc să-i bat la ușă. Bun. V-a văzut? V-a luat în brațe? Ce ați simțit în acel moment? Împăcarea. Împăcarea, nu? Da. V-ați cerut scuze unii altora? Nu a trebuit. Nu a trebuit, nu? S-a înțeles. Comunicarea de curs din nou, la fel, de ușoară. Ca și cum nimic, nimic nu a fost. Din câte citeam în materialul de mai devreme, există o altă familie în viața tatălui dumneavoastră. Relația cu această familie cum este?
soția actuală a tatălui meu. Mă rog, au 27 de ani, dacă nu 30. Da. Bună. Bună. Sigur. M-au acceptat împreună. Bun. Ce a fost, de fapt, toată nebunia asta? M-am spus. Cred că mai mult din partea mea a fost o greșeală, sperietura de după divorț. Bun. Arunc totul pe mine. Copiii dumneavoastră, care sunt nepoții lui Constantin Codrescu, au fost și ei primiți în egală măsură, că aici văd că o lua pasta mică, da, și o ciufulea tare, de asta am întrebat. Nu, nu a ciufuit-o niciodată. Nu, pe la niciun... ghilimele, declarația era cam de ciufuleală, așa, ca să zic. Dar nu, eu am fost cu fata. Ați fost cu fata. Acum 5 zile am fost cu ea, eu astăzi am fost eu singură, că fata lucrează. La dânsul, mai bine zis, da, domnul Codrescu. Bun. Mi-au anul făcut trecut... și o mică surpriză și... Bun. Cum ați vorbit vreodată despre aceste momente, despre aceste rătăciri, despre acest trecut? Ați încercat să dați o explicație? Nu am vrut, nici eu, nici dânsul. Și atunci, dacă l-am văzut că nu vrea să atingă acest subiect, l-am lăsat. Dar dumneavoastră a simțit să faceți acest lucru? Tocmai a spus că nu a vrut el. Nu, dar a fost de ambele părți, am spus. Da, nu simțiți nici în momentul de față să îi puneți vreo întrebare sau de ce s-a întâmplat acest lucru, de ce v-a tratat? Nu, că repet, a fost culpa mea. Deci eu arunc totul către mine, că a fost o pur și simplu o reacție de după divorț, o rătăcire, o... Și primul om a fost tatăl meu, care m-a răzbunat și care, mă rog... Și da, el a înțeles acest lucru. A înțeles, sigur. Bun. E în regulă. Cum a decurs relația dumneavoastră în acest an cu domnul Codrescu? Am sunat. Am sunat eu să-i spun la mulți ani sau să-l întreb ce face sau... Foarte bun. Tata are o vârstă. Are o vârstă, nu? Cum se simte la vârsta asta? Bine. Bine? Bine. Pentru vârsta dânsului de 87 de ani. Mulți înainte. Să rămână. Ce vă doriți să faceți împreună? Sau cum ați petrecut aceste zile? Că înțeleg că v-ați văzut și vă vedeți. Am fost în a doua zi de Crăciun. De Revelion am avut un restaurant deja rezervat din Spania. Nu am putut să mă duc înspre tata. Adică nu ați putut să stați în ziua respectivă când ați avut rezervarea spre sigur, restaurant? Sigur, am avut eu cu fetița și cu un coprietenă, mă rog. Dar ce v-a spus în acele ore petrecute? Că e greu să reiei după ce nu mai vorbești mult timp cu tatăl. Da, bine, am ținut legătura prin telefon cu dânsul. Ușor, adică într-adevăr s-a reactualizat. A apărut vreodată în toată această ecuație un cuvânt care pentru români e foarte important și anume acela de dor? Când? Totdeauna. Și dorul ăsta se alină acum prin mijloacele de comunicare, până la urmă. Exact. Și de câte ori vă vedeți pe... Și de iertare. De iert. Cum ați ajuns la concluzia că trebuie să faceți dumneavoastră pasul ăsta? Pentru că la un moment dat lucrurile păreau a fi și în mai multe episoade... Mi-am dat seama că am greșit. Eu. Aș vrea să vă întreb ceva. Tocmai pentru că, iată, presa sau cineva care dă căutare pe Google găsește o împăcare în 2018, există scandalul în 2015, există situații care au apărut la început acum 2 ani în 2018, după care am putut să, despre care am putut să vorbim. Iarăși, deci există mai multe episoade. A existat mai multe episoade și împăcări. Da. Bun. De fiecare dată v-ați împăcat. Când v-ați certat din nou, ce intervenea? Și vorbim asta din perspectiva faptului că ar fi bine că acum să nu mai intervină. Sau ce, ce ați învățat? Din cauza aceasta nu vreau să mai spun. Ce ați învățat din toate lucrurile astea? Nu vă pot răspunde. Despre dumneavoastră, poate, sau despre ce se întâmplă din jur. Ce ați învățat? Aceasta. Pentru că sunt iertăm. Că trebuie să iertăm. Că trebuie să iertăm. Ați fost la un preot sau ce v-a făcut să vă gândiți la iertare? Nu, credința o am aici. Perfect. La un psiholog am fost după divorț. După divorț. Da. Cum a fost ziua în care a zis de astăzi trebuie să dispară conflictul și trebuie să, adică trebuie cum să ne împăcăm? Ajuns să simțiți acest lucru? V-am zis că trebuie să fie momentul care să iert și să fiu iertată la fel. A fost o vorbă, s-a întâmplat ceva care a declanșat. Întotdeauna e interesant iubirea întoarcerea. Iubirea mea față de tatăl meu. Iubirea cred că a fost tot timpul, dar într-o bună zi... Iubesc foarte mult.
Iubirea, sunt convins că a fost permanentă. Nu avea cum să dispară. În ciuda tuturor discuțiilor, cumva faptul că vorbeați arăta că și reluați discuția chiar după toate diferendele, era clar că exista iubirea exista tot timpul. Dar care a fost declicul, iluminarea, străfulgerarea, momentul în care a zis gata, astăzi trebuie să sun. Sau astăzi trebuie să zic iartă-mă. Am zis că nu se mai poate mai mult. Are și o vârstă tatăl meu și am zis să-i fiu alături, atât cât mai ar bine. Eu mă rog la Dumnezeu ca Dumnezeu să-l ține cât mai mult. Adică, dumneavoastră, vreți să spuneți celebra vorba lui Zaharia Stancu că ar fi bine să nu mai certăm că în viața asta că nu mai apucăm să ne împăcăm? Ceva de genul. Trebuie să lăsăm toată răutatea în urmă. A fost o chestiune de orgoliu sau ce a fost? Poate și de orgoliu. Asta o pot spune, din partea mea, a tatălui meu nu. Adică chiar dacă vă era dor, nu putea să-l suna să face să fie împăcarea mult mai rapid. Datorită acestui orgoliu care a spus și dânsul. Deci orgoliu a fost. Bun. Da. V-ați făcut cadouri? Cum a fost aceste sărbători? Înțeleg că ați fost de Crăciun, cum a fost? Foarte frumos. Dați-mi câteva exemple, nu fiți așa zgârcită în cuvintele. În casă, ce făceați exact? I-ați gătit? Nu, am stat doar câteva ore. Fetii place foarte mult să călătorim și atunci eu sunt cazată aici la un hotel. Să nu dăm numele. Nu, știu. Dar care au fost discuțiile? Adică mă gândesc că poate ați adus în discuție și momentele de moștenirea sau... Mă rog, moștenirea sunt chestii personale, familiare. Nu pot atinge acest subiect. De acord, da. S-au vorbit? Da, mi-au spus câteva lucruri. Ok. Și din punctul ăsta de vedere nu există lucruri diferite, adică păreri diferite. Diferite de ceea ce a ieșit aici, da. Fiindcă eu am avut niște informații din alte părți care, cum a spus dumneavoastră, au influențat foarte mult balanța noastră familiară și... Adică cineva vă influența împotriva tatălui? Da. Din familia dumneavoastră? Se poate zice și așa. Bun. Și ca să reformulez, în momentul în care v-ați dat seama că sunteți manipulată, atunci v-ați întors mai mult către tatăl dumneavoastră? Nu a fost acesta motivul. V-am spus dragostea mea față de tatăl meu, dar și acesta. Către împăcarea... Da. Definitivă. Și... Definitivă. Da. Bun. Cum l-ați putea descrie pe tatăl dumneavoastră? Un om extraordinar. De ce? Eu așa văd. Adică nu aveți nimic să-i reproșați. Nu. Sigur, nu, pur și simplu. Adică aș vrea mai multe cuvinte decât cum mi-a vorbit și cu căldura dânsului sufletească. Adică are înțelepciune? Și multă credință. Și multă credință. Din credință cred că a reușit să mă atrag. Aha, foarte frumos. Foarte frumos. În momentele în care lucrurile încă nu erau bune, el vă spunea anumite lucruri care vă făceau să mergeți încet, încet către acest drum? Da. Chiar astăzi am fost la biserică să iau apă sfințită pentru ei doi, pentru mama și pentru tata. Foarte frumos. Bun. Cum vedeți de acum încolo? Cum o să decurgă relația? Eu cred că foarte bine. O să comunicați mult mai des? O să veniți mult mai des? Nu, de venit nu mă lasă jobul. Dar nu pot să vin decât o dată pe an, este greu că nu pot să vin. Adică acum v-ați văzut, nu? Da. Și vă mai vedeți la an? La an. Bun, sigur că acum există tot soiul de tehnologii avansate, exact. De-astea, Skype-uri, telefoane, da, mă rog, Facebook-uri. Tata... Dacă nu el, poate l-ajută cineva din familie. Da, exact, să-l ajute cineva asta din sigur. Familie ca să comunicați mai des. Care este, și cu asta închem, cuvântul cel mai important pe care l-ați învățat de la tata dumneavoastră? Iubirea, nu? Frumos. S-a schimbat ceva în viața dumneavoastră de când ați făcut și ați mers către această împăcare? Sigur. Ce? Am cobor pur și simplu o povară de pe sufletul meu. Purtați această povară? Foarte mult, da. Te simțiți eliberată. Felicitări. Totalmente. Bravo. Doamnelor și domnilor, începem cu o veste bună, ca să zic așa. Iată că și cele mai complicate momente din viața unei mari personalități
a României, cum este Constantin Codescu, poate să fie rezolvată cu, ați înțeles, cu iubire și cu liniște. După